așa. Asta așa. Asta așa. Ce, Alisa? Ți-a plăcut să dormi la mine? Da, da, foarte mult. Și mie mi-a plăcut să dorm cu tine. Să zic că ești foarte amuzantă prin somn. Nu vreau să vin la tine. Mai vrei să vii la mine? Bine, bine, neapărat o să mai vii. Sunt sigură că părinții deja o să-mi dea voie. Tu ești așa o fetiță cu minte și ascultătoare. Auzi, dar ție nu ți-i foame? Sincer, da, foarte tare. Da? Atunci, hai să-ți fac un mic dejun ceva, să mănânci ceva. Că dacă sincer și mie cam mi-e foame. Hai la bucătărie, să nu stai flămândă. Bine. Ah, ce-mi place la ei acasă. Hai, intră, Alisa. Ia, de ce mâncăm? Pâine cu ceai, da? Pâine cu ceai? Nu, dar de unde ai luat asta? Asta nici măcar nu este mâncare. Cum să mănânci pâine goală cu ceai, pur și simplu? Alisa, tu ce, așa mănânci dimineața? Da, mereu. Mama îmi face ceai și îmi dă pâine goală. Iar eu mănânc. Nu prea gustos, dar merge. Măcar nu rămân flămândă. Da, nașpa, ce să zic. Îmi pare rău, Alisa, dar... Aici, la mine, poți să mănânci altceva. O să-ți spun ce avem acasă și tu o să alegi. Dacă vrei să mănânci asta sau dacă nu vrei, dar sigur, nu mâncăm pâine goală cu ceai. Mai bine îți dau ceva gustos, care să te țină sătulă mai mult timp. Bine, ești de acord așa? Da, da, evident. Eu mănânc orice. Numai flămândă să nu stau. Nu te îngrijora, flămândă nu vei sta. Stai să văd ce avem noi aici acasă. Că dacă avem ceva bun, îți dau. Dar dacă nu, voi merge la magazin și o să-ți cumpăr ceva gustos. Oho, ce bună este Ira. Vreau să trăiesc cu ea. Nu vreau acasă. Vreau să rămân cu Ira. Păcat cum nu pot. Așa, o, ia uite, mama a făcut niște semișuri. Aici avem pâine cu cașcaval. Pâine cu cașcaval. De nu am mâncat cașcaval. Vai de mine, ea așa se bucură de pâine cu cașcaval? Poate atunci să-i propun altceva mai bine. Cam pâine cu cașcaval prea ciudat. Așa, ce mai avem noi acasă? O, avem terci. Să-i dau oare terci? Ce terci mâncare e ăsta? O, terci de ovăz. Dar ce bine miroase. Alisa, da, tu mănânci terci de ovăz cu lapte. Terci de ovăz cu lapte? Clar că vreau. Bine, bine, am înțeles. Atunci imediat o să spun și terci și pâine cu cașcaval și uite ce mai avem aici. Chec de ciocolată. Mama recent a făcut. Chec de ciocolată? Niciodată nu am mâncat așa ceva. Vai de mine, biada fetiță. Atunci ia loc, Alisa. Eu imediat îți voi pune totul. Alisa, poftim terciul. Mulțumesc! Servișurile? Mulțumesc, Ira! Și poftim și checul de ciocolată! Poftă bună! Mulțumesc! Ce gustos! Mă bucur că îți place, Alisa! Mănâncă, mănâncă! Eu o să te aștept. Mie nu mi-e foame. Și probabil o să merg până la magazin să iau ceva. Dar tu mănâncă, bine? Bine, bine, Ira. Mulțumesc încă o dată. Cu plăcere, Alisa, cu plăcere. Mănâncă, mănâncă. Îmi place la Ira acasă. Aici e bine. Ai, cât de drăguță totuși este Alisa. Doamne, nu mai pot de ea. Păcat numai că are așa situație complicată. Trebuie să merg la magazin să iau niște gustări, nu știu, niște dulciuri sau ceva gustos ca să-și poată lua cu ea la școală și să mănânce și acasă, să împarte cu mama ei. Așa, îmi trebuie bani. Să văd eu dacă mai am bani în geantă. Așa. Ia, mai am ceva? Mai am doar 5 lei. Nu, îmi trebuie portofelul. Așa. Așa. Ah, iată. N-am înțeles. Unde-mi sunt banii? Nu înțeleg nimic. Unde-mi sunt toți banii? Ce înseamnă asta? Nu știu, poate i-am pus altundeva, poate au căzut.
Nimic, nu înțeleg. Unde sunt toți banii mei? Erau atâția bani aici în portofel. Cine putea să ia? Poate mama sau tata, poate aveau nevoie de ei și au uitat să-mi zică. Unde telefonul meu? Vai de mine, nu vine să cred. Cum așa? Iată telefonul. Ai, Doamne. Nici ce, era tot normal. Poate i-a luat mama sau tata. Doamne ferește, toți banii au dispărut. Tata. Iată, da. Alo, tata? Da, nu mi-ai luat banii. La mine portofelul ăsta negru, nu mi-ai luat banii. Care bani? Cui bani? A miei banii, care ies la mine în portofelul ăsta negru și sunt săltat la mine în cameră. Nu i-ai luat. Da, a miei. Nu știu unde tu ți-ai banii, dar unde ți-ai iei banii? La mine, în săltar, în cameră, nu i-ai luat tu. N-am luat tira. Dar cine i-a luat? N-am luat, bă. Dar eu nici nu știu în genere unde tu ți-ai banii. Unde e? În portofelul meu negru era la mine în săltar în cameră și eu nu am dat eu niște bani acum și nu, niciun leu nu a rămas în portofel. Cum portofelul iese, dar bani nu sunt? Da, și e gol, nici măcar un bănuț nu a rămas, nimic. Mă, întreabă pe mama, poate eu trebuie ce-o luat, n-am luat eu. Amușo sun, tu n-ai luat, da? Nu, tu n-am intrat în lucru la tine, eu am plecat cu Andrușa la fotbal. Bine, am înțeles, mulțumesc, hai. Hai, dacă-i găsești să-mi spui. Bine, hai. Hai. De ce așa? Poate mama i-a luat, Doamne. Te rog să ia, mama. Alo? Alo, mam, tu nu mi-ai luat banii, mam. Care bani? A mie, mam, bani, care ies la mine în portofelul ăsta negru, care ies la mine în săltar. Nu i-ai luat tu. N-am luat, Irăcica, de ce s-a întâmplat? Eu nu știu unde, nu este niciun leu în portofelul ăsta. Eu am dat eu niște bani, deschid săltarul, deschid portofelul și e gol, tu îți dai seama? Niciun leu nu a rămas aici. Toți banii care tu ai avut, care ai strâns da, de naștere? Da, nu sunt niciun leu, eu nu înțeleg. Și puteți să iei, mamă? Ira, nu știu, caută, Ira, eu n-am luat precis. Nu, unde zic caut, mam? Poate Andriușa, mam. Tata nu a luat, tata l-am întrebat. Andrieș? Nu știu, Ira, ce caută. Nici nu știu. N-am luat precis, 100% eu n-am luat. Bine, am înțeles. Hai. Da, hai. Înțeleg, nu unde puteau să fie banii mei, nu? Nu cum așa, nu de mult, eu m-am uitat, ei toți erau. Mama n-a luat, tata n-a luat, altcineva și ne poate. Doamne, eu atâta timp am strâns banii aceștia și acum nici un leu, absolut nimic. Toți au dispărut. Dar dacă asta Alisa i-a luat? Nu, Ira, nici nu te gândi, Alisa nu putea, asta e imposibil, nu cum Alisa să-mi ia banii? Altcineva cine, pentru că de când a venit ea, au dispărut banii. Mama nu i-a luat, tata nu i-a luat, altcineva cine? Rămâne numai Alisa. Nu, Alisa n-avea cum, nu vreau să cred asta, nu. Dar dacă într-adevăr i-a luat Alisa... Ei doar îi lipsesc bani, dacă ea, într-adevăr, putea să fure banii mei. Doamne ferește! Totul așa se combină! Poate ea într-adevăr a putut să-mi ia banii, poate are nevoie pentru ceva și nu a vrut să-mi zică. Nu știu, dar trebuie să aflu. Eu nu pot să las așa, erau destul de mulți bani acolo. Ira a făcut atâția pentru mine. Mâncare, cadouri, haine. Mereu se joacă cu mine. Mereu e bună cu mine. Am o idee.
de mine. De unde Alisa are atâția bani? Nu vine să cred. Ori este ceea ce mă gândesc eu? Nu vreau să fie adevărat. Doamne, se pare că totuși am dreptate. Alisa mi-a furat banii. Dar de ce a făcut asta? Pentru ce? Super! N-am înțeles. Unde are de gând să plece cu banii mei? Trebuie și eu să merg cu ea. Înțeles. Unde a plecat? Ce înseamnă asta? Trebuie să merg cu ea neapărat. Să văd ce are de gând să facă cu banii mei. Doamne, nu am așteptat așa ceva de la Alisa. Nu vine să cred. Trebuie să urmăresc. Merge spre cafenea? Ce vrea să fac eu la cafenea? Cu banii mei? Hai de mine, nu mă așteptam așa ceva de la Alisa. O să o aștept aici, să văd unde se duce mai departe. O să vină acasă sau o să meargă mai departe să-mi cheltuie banii. Clar tot cu ea. Și-a luat shawarma. Da, din banii mei. Foarte super. Doamne, de ce nu mi-a zis că-i cumpăram și eu? Pentru ce să fure banii? Nu înțeleg. Nu mă așteptam de la ea așa ceva. Chiar m-a dezamăgit. Placă. Alisa, cum ai putut să faci așa ceva? Eu nu înțeleg, m-a dezamăgit complet. Niciodată nu m-aș putea fi gândit că tu poți să faci așa ceva. Doamne ferește, cum nu ți-e rușine, Alisa? De ce ai făcut asta? Ce am făcut, Ira? Nu înțeleg. Ce am făcut? Cum adică tu? Că te faci că nu știi? Ar bine ai recunoaște, Alisa, și te cere iertare. Mi-ai explicat de ce, mi-ai explicat motivul. Dar tu că te faci că nu înțelegi? Cum poți să faci așa ceva? Doamne, nu-mi vine să cred, niciodată nu m-aș fi gândit că tu poți să faci anume asta. Pentru ce? Pur și simplu nu înțeleg pentru ce. Nu ai putut să mă rogi, să, nu știu, să ceri că ți-aș da, dar nu să furi. Să fur? Ce să fur? Eu nu am furat nimic. Eu nu sunt hoață. A, da? Nu ai furat nimic? Pe bune? Dar banii mei, cine mi-a furat? A, vrei să zici că nu tu?
nimic. Prima dată aud de banii aceștia. Cum poți să mă minți așa în față? Eu una nu înțeleg, ție chiar nu ți-este rușine deloc? Tu bun simți deloc, mai eu ți-am văzut cu ochii mei cum numărai niște bani și o sumă nu mică. De unde tu poți avea așa bani, a? Și la mine? Vai, coincidență! Au cherut toți banii, nu știu, au dispărut, unde pot să fie, a? Mama nu i-a luat, tata nu i-a luat, cine rămâne? Tu rămâi! Dar, Irin, eu nu am luat nimic. Sincer, îți zic, eu niciodată nu fur. Mă ales de la tine. Eu poate și aș crede, poate și aș crede acest teatru, dacă nu aș vedea cu ochii mei. Iată, spune, dacă tu niciodată nu fur, de unde ai așa vorba asta? A? De unde? Cu ce bani ai cumpărat-o? Cu banii mei am cumpărat mie și ție. Vroiam să fac surprize. Da, mulțumesc! Foarte plăcută surpriză! Super! Mi-ai cumpărat șaorma din banii mei pe care mi-ai furat! Tu știi ce tare m-a speriat când am văzut că portofelul este gol! Doamne, vai de mine, nu înțeleg pentru ce ai făcut asta! Alisa, tu așa bani nu ai de unde să iei! Tu cu siguranță i-ai luat de undeva sau i-ai furat de la mine! Nu am furat nimic! Sunt banii mei! Eu am lucrat vara! Am strâns cireșe și am primit bani! I-am strâns și acum am decis să fac surprize! Pentru tine, Ira! Stai, cum adică ai lucrat? Adică... Tu ai cumpărat asta din banii tăi? Tu aveai bani la tine? Dar atunci, cine mi-a furat banii mei? Că ei nu sunt în portofel, portofelul este gol! Nimic nu înțeleg, ce înseamnă asta? Eu te-am vinovățit pe degeaba? Te-a făcut hoață? Doamne! Nu nimic, Ira, nu mă supăr, dar banii tăi unde sunt? Asta este și problema, că nu știu unde sunt și dacă nu i-ai luat tu și eu te-am învinovățit pe degeaba ca o scorpie, Doamne ferește! Cum puteam să mă gândesc că tu puteai să iei? Dar atunci unde sunt banii, că nu înțeleg? Sau, stai puțin, vai de mine! Doamne, ce sunt de proastă! Ce, Ira? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că sunt o căscată! Doamne, cap spart, ce sunt eu? Am uitat! Eu doar am pus banii în altă parte, cum puteam să uit? Iată-i, toți banii sunt aici! Doamne, Ira, ce ești de căscată! Și eu am crezut că i-a luat Alisa, cum puteam să mă gândesc la așa ceva? Când eu singură le-am schimbat cu locul și am uitat de asta. Alisa, te rog, iartă-mă! Nu nimic, Ira, te iert. Eu te înțeleg că te-ai speriat. Eu tot mă speria dacă îmi dispăreau banii. Aha, iată și eu m-am speriat, nu glumă. Dar oricum, asta nu e corect din partea mea, să dau vina pe tine. Trebuie mai întâi să te întreb, dar nu să mă furișez după tine, să te pândesc. Doamne, ce am făcut? M-am comportat ca un copil mic, fără minte. Și tu, ce drăguț din partea ta, ai strâns bani ca să-mi cumperi și mie șaorma, să-mi faci plăcut? Da, Ira, hai să mâncăm împreună. Hai, Alisa, hai. Vai de mine, nu-mi vine să cred. Tu ce, într-adevăr, ai lucrat vara? Da. Ai strâns cireșe? Da. Și ai primit pentru asta bani? Și ai strâns banii ca să-mi faci mie plăcut? Doamne, Alisa, nu-mi vine să cred. Te rog frumos, iartă-mă că sunt așa proastă și am dat vina pe tine și m-am gândit că tu puteai să furi banii, Doamne. Ce proastă am fost, mă ierți, te rog frumos, iartă-mă. Ți-e iert, Ira, tot normal. Vai, mersi, Alisa, ești cea mai bună, cea mai blândă, cea mai... Bine, poftă bună atunci, hai mănâncă, probabil ți-e foame. Mulțumesc frumos încă o dată. Vai, ce gustos, mulțumesc. Opa, mă sună mama ta, Alice. Halo, da, bună ziua? Da, iată, stăm cu Alisa. Da, ne uităm la ține animate. Astăzi? Bine, dar la ce oră? A, peste o oră? Am înțeles, da, bine. Bine. Da, la revedere, o zi bună. Alice? M-a sunat mama ta. Vezi că trebuie să mergi acasă. Eu nu vreau acasă! Știu că nu vrei acasă, dar mama ta a zis că trebuie să vii deja.
Peste o oră o să fie autobuzul. Alice, trebuie să strângi hainele. Nu e bine în casă. Alice, eu înțeleg, eu tot vreau ca tu să stai mai mult la mine, dar dacă nu este posibil, pur și simplu înțelegi, mâine trebuie să mergi la școală, ai stat cât ai putut, dar deja trebuie să te întorci acasă. Vreau să rămân cu tine. Eu știu, draga mea, știu că vrei să rămâi cu mine și eu vreau să rămân cu tine, dar dacă te-a sunat deja și trebuie să mergi, hai, hai câte puțin să ne pregătim, bine? Hai, să-ți facem geanta, hai, hai. Nu vreau acasă. Alisa, poate să te ajut cu ceva, a? Nu știu, să te ajut să strângi hainele, să fie mai rapid puțin, a? Ai nevoie de ajutorul meu. Nu, eu vreau să rămân la tine. Nu vreau acasă. De ce așa repede? Alisa, nici eu nu vreau ca tu să pleci acasă, dar dacă trebuie, ce să facem? Asta o să fie altă dată. O să stai mai mult timp, poate în vacanță, o să fii, nu nimic. Eu nu vreau altă dată, eu vreau acum. Hai, și eu vreau, Alisa. Dar mâine trebuie să mergi la școală, oare ție nu-ți dor de școală, de colegii tăi, de profesoare? Nu, deloc. Eu nu vreau la școală. Acolo e rău, nu e bine. Nu îmi place la școală. Dar de ce, draga mea, de ce nu-ți place la școală? Ce, te supără cineva? Da. Te supără? Cine, colegii? Da. Vai de mine, biadă de tine, dar de ce te supără? Ce-ți spun, ce-ți fac? Mă numesc săracă. Spun că sunt urâtă și că am haine urâte. Colegii sunt răi. Vai de mine, ce copii nesimțiți! Cum să spun așa ceva? De ce se leagă de tine? Nu înțeleg. De ce nu-și văd de treaba lor? Și ce nu le place? Că ești îmbrăcată foarte bine, foarte curățel. Ai și ghiozdan, ai de toate. Rechiste școlare, ai de toate? Nu, nu am nici căiete, nici pixuri. Scriu pe foaie mereu. Și toți râd de mine. Și spun că sunt săracă. Dar căietele sunt scumpe și pixurile tot. Mama nu are bani. Da, sunt de acord, într-adevăr, chestiile școlare acum sunt foarte scumpe. Îmi pare rău pentru tine, ai niște colegi foarte neînțelegători. De ce să râdă? Mai bine te-ar ajuta dacă au posibilitatea. Lasă, Alisa, nu-ți fă griji, că nu o să mai râdă de tine. Eu imediat o să-ți dau niște rechizite școlare pe care am. Am ceva caiete curate acolo care încă nu le-am folosit și pixuri, probabil, și creioane. Hai să vedem ce am. O să-ți dau, bine? Hai cu mine. Poate am și un ghiozdan nou și frumos. Vrei? Da. Hai. Așa, stai aici și așteaptă, bine? Eu imediat văd ce pot să-ți dau. Nu știu, nu am prea multe chestii noi, dar sper să-i ajungă. Așa, așa. Și asta tot, și asta, și asta, așa, și asta, așa, ești gata să vezi? Am ales aici ceva pentru tine, sper să-ți placă, deschide ochii. Wow, mulțumesc! Așa, hai să vedem, aici sunt foarte multe foi, simple A4, albe, ca să rezenezi, să colorezi, să faci proiecte, bine? Așa, poftim, un caietel, ia uite ce caietel de matematică, vezi? Ia uite! Îți place? Da! Așa colorat, poftim! Este un carnețel și încă unul. Ăsta deja este de limba română, vezi? Ia uite! Poftim! Îți place? Da! Wow, ce frumoase! Mulțumesc, Ira! Mă bucur că îți plac! Hai să vedem mai departe, iată, poftim! Da, mulțumesc! Aici este o ascuțitoare roz, o riglă, creioane, rațieră, de toate! Wow. Așa, hai să vedem mai departe. Poftim, niște pixuri colorate. Mulțumesc! Cu plăcere. Ia uite, un lipici, un dita mai de lipici, ca să ai și tu, poftim. O agendă, iată așa roz, frumoasă, îți place? Da. Poftim, ca să ai și tu agendă, ca să-ți pune multe, multe note bune. Așa, și iată câte caietele am reușit să găsesc, toate sunt curate. Nu sunt prea multe, dar mai multe curate nu am. Schimb, uite cât sunt de frumoase, ia uite. Îți plac? Ia uite ce frumoase! Da. Poftim! Iată și cu leu aici, de limba română și de matematică, de toate! Poftim!
Oho, ce multe! Guaș, guaș! Eu nu avem guaș. O să pot să desenez. Ura! Câte pixuri! Și ce frumoase! Acum nimeni nu va râde de mine. Sper și eu că acum nimeni nu va râde de tine. Și poftim și un penal. Așa încăpător, ca să-ți pui tot aici. Așa pune, hai, și pixurile, bravo. Pune și stickerele aici. Ce mai poți să pui? Mai încape și guașul? Așa, super. Și iată el așa se închide, vezi? Și imediat o să-ți dau și un ghiozdan. Foarte frumos, vrei? Mare și încăpător, ca să-ți ajungă loc pentru orice. Așteaptă. Ghiozdan nou! Câte rechiziții! Niciodată nu am avut așa multe. Îți place? Da! Ia uite cât de mare și frumos! Este negru, nu se murdărește. Ia hai să vedem dacă încap toate aici. Așa, închidem și aici deschidem, ia. Pune aici să vedem dacă încap. Este foarte mare și încăpător. Haide! Îți place? Da! Eu sper că acum o să ai de toate și nimeni nu o să mai râdă de tine. Ah, ce colegi ne-ai simțit! Haide, așa! Bravo! O să ai și caietele, și pixuri, și creioane, de toate! Da, foarte frumoase! Hai, pune-le pe toate aici! De să te ajut! Acum o să ai două ghiozdane! Unul pentru școală și altul așa pentru hăinuțe ca să poți să-l folosești și pentru altceva. Așa, oho! Ia uite cum s-a umplut! Gata, este plin! Vai de mine! Și ce gril! Ia priviți! Oho! Mulțumesc, Ira! Mulțumesc mult! Ești cea mai bună! Te iubesc! Și eu te iubesc, draga mea! Telefonul, telefonul! Mama ta! Da? Da? Da, Alisa, deja este gata! A, deja ați venit? Bine, 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 da, noi deja ieșim. Da, bine, bine, am înțeles. Hai mai repede, mai repede, că au venit deja. Haide, hai, fugă, fugă. Hai, fuguliță, fuguliță, fuguliță. Eu nu vreau să plec. Draga mea, eu știu că nu vrei să pleci. O, Doamne, ce greu. Dar trebuie, trebuie că deja te așteaptă mama. Of, hai să te ajut. Hai, am plecat. Ira, vreau să spun ceva. Da, Lisa, hai te ascult, spune mai repede că ne grăbim. Ești cea mai bună prietene. Te iubesc tare, tare.